Prieteni, astăzi este duminică, duminică dimineața, este 8 fără ceva ceasul și eu și cu Edi suntem trești deja, pentru că iar a făcut temperatură și azi noapte la 12:30 i-am dat medicament, dar pe parcursul nopții la fel a făcut temperatură, dimineața acum iar a făcut temperatură, i-am dat supozitor. Și da, sper să-și revină astăzi sau mâine, să vedem. Iar acum vrem să începem și noi ziua, am fost eu la baie, m-am spălat pe dinți și încet, încet să începem ziua de astăzi. De altă unul am lăsat să se mai răcească un pic. Da, un pic și mai aici. Un pic, da, după aceea îți dau să bei, bine? Ok. Am făcut ceai, să bem ceai. Și Edi zice că lui este fierbinte, așa că l-am lăsat să se mai răcească, deși nu este fierbinte, este cald. Și după aceea vreau să mă apuc și eu de treaba astăzi, pentru că ieri cum am fost plecat și Edi s-a simțit rău și așa, nu am avut timp să facem nimica. Și vreau să-mi spăl astăzi mașina de spălat rufe, pentru că este foarte, foarte murdară. Și vreau să mă ocup de asta. Ce mai vreau să fac astăzi? Să spăl după aceea rufe, pentru că mi s-au adunat iar rufe multe ieri, cum nu am spălat, s-au adunat multe rufe. Și da, să văd ce mai fac prin casă astăzi. Să vedem Edi după aceea, cum se mai simte mai târziu. Și da, deocamdată ne bucurăm de ceai. Iar Edi este lângă mine. Să uite la pompierul Sam. În română. Bună, bună dimineața! Bună dimineața! Guten Morgen! Guten Morgen! Noi suntem la masă acum, servim micul dejun. Și lui Edi am pus fructe, i-am pus căpșuni, i-am pus pară și struguri. Pentru că trebuie să mănânce fructe ca să facă bine. Așa e, Edi? Uh-huh. Da, și să bei lichid de multe. Uh-huh. Uh-huh. Mănânci ce-ți place. Dacă nu vrei pară, nu mânca. Mănâncă restul, bine? Ok. Poftă bună, dragoste. Uite, mami. Ia să văd. Că la kindergarten, așa? Uite. Și-a mâncat cu furculița, așa e? Da, înfige în furculiță, să vedem. Stă? Super! Leca! Yummy! Iar eu mi-am pus o felie de pâine cu zacuscă și aici am hummus, dar este hummus picant, acesta este foarte, foarte bun. Am și hummus normal în frigider, dar parcă mi-era poftă de picant. Mami! Bine! Ce vrei să duc, mamă, Khadija? Perile! Și țevile alea și ăla negru. Deci doar aspiratorul nu-l duc, ăla e stricat, dar în rest toate celelalte duile, că se potrivesc de perfecție. De fapt, sunt la fel. Așa, mănâncă, mamă. Și acum vreau să mănânc și eu. V-am arătat că am zacuscă. Deci au ieșit în total 12 borcane cu zacuscă. 6 și-a ținut mama, 6 ni le-a dat nouă. Și în nicio săptămână de când a făcut-o și mai avem un singur borcan, atâta. Deci dar foarte de bună este, îmi place la nebunie. Dar ce face? Dacă nu poți așa, ia cu mâna. Dacă este rotund și de aceea trebuie să ții puțin de el cu cealaltă mână. Mami, sau îl iei cu mâna și bagi în gură. Mami, cine? Hai. Așa, bravo! Bye! Bye, tati! Mulțumim! Papa, tati! Papa! Tatu, ciuala la! Băieță, ăștia-i mea! Așa, și Cipri s-a dus până în gară în Tuttlingen, pentru că Nașa, cu nașul lui Edi, i-au pus un pachet și astăzi ajunge pachetul în jurul orei 11.
Și s-a dus să-l ia, după care trece și pe la părinții mei să le lase niște perii de aspirator cu țevile de la aspirator, pentru că și eu și mama am avut... încet, încet, mami, că te neci. Langsam. Vrei puțin apă? Ok, bine așa. Mami, cine? Mami, ține și tu bei, da? Așa. Am avut același model de aspirator și mie mi s-a stricat doar aspiratorul. Și decât să le arunc țevile și perile, prefer să le dau lor, pentru că sunt bune. Și s-a dus să le ducă și pe acelea. Și după care băieții astăzi, până la urmă, au zis că vor să facă checul, să vedem dacă vor reuși să-l facă. Și da, eu am curățat deja mașina de spălat rufe. O oră întreagă mi-a luat să o curăț, dar am curățat-o bine, deci este buboc. Am spălat toate piesele, le-am dezinfectat. Buboc. Boboc este, da. Adică este foarte curată. Ca nou. Așa. Și ca nouă, da. I-am dat drumul la programul de 95 de grade să o spele bine, să o dezinfecteze, iar acum spală. Mai are o oră. Și da, acum vă las pentru că am vorbit deja foarte mult. Cu siguranță vă plictisesc. Dacă vorbesc prea mult, puteți să-mi spuneți că nu mă supăr. Așa, și vreau acum să mănânc și eu. Am terminat și eu de mâncat și pe lângă ce mi-am pus eu de mâncare, am mâncat și de la Edi fructele rămase pentru că nu le-am mâncat pe toate și nici nu-l forțez. De obicei nu-l forțez, dar acum că e bolnav, să mănânce cât vrea și cât consideră el. Așa, și decât să le arunc sau să se strice, am mâncat eu, dar tot au mai rămas pentru că nici eu nu pot să mă forțez, mai ales acum în sarcină. Dacă încerc să mănânc mai mult decât îmi trebuie, îmi vine să vomit. Și decât să nu rămân cu nimic în burtă, mai bine să mănânc exact cât îmi trebuie. Și o să le pun într-o farfurie mai mică și peste câteva ore poate vrea să le mănânce Eddie. Iar acum vreau să mă duc în bucătărie să pun și farfurile acestea două la spălat, pentru că Cipri de dimineață a curățat bucătăria, a dezinfectat totul pe acolo. A pus toate vasele în mașina de spălat vase pentru că era un munte de vase. Și vreau să dau după aceea drumul la un program de spălare, să spele și vasele, să fie curate. Și să văd ce mai fac. Vreau să dau asta și cu aspiratorul și cu mopul. Pardon. Dacă tot m-am pus așa pe treabă. Și da... Așa că asta voi face eu acum. Eu sunt în pat cu Eddie, în patul din sufragerie. Și ce credeți că facem? Stăm împreună în pace, ne uităm la desene. Da. Da. Te iubesc. Puteți să facem bine. Da, asta facem. Ne uităm la desene. Da. Pentru că, da, vrei să te vezi și tu? Poftim. Pentru că Pentru că Edi a zis să stau cu el în și stau pat, cu ei în ca să pat, ne uităm așa ne uităm amândoi, ca să se amândoi, simtă mai așa bine. se simte mai bine. Așa-i? Așa-i. Așa e, da. Vezi? Și acum ne uităm la niște desene cu o mașină roșie. Da. Asta facem noi. Sună telefonul, cred că-i tati. Acum vreau să bag prosoapele la spălat. Și Ed este dincolo. I-a scăzut febra mult față de azi dimineață. Deci azi dimineață la 7:30 avea 40 cu 2 intrarectal. Acum 10 minute i-am măsurat temperatura și i-am dat Nurofen. I-a scăzut destul de mult, avea 39 cu 3 intrarectal, deci a scăzut bine. Însă se vede că este bolnav și că nu se simte bine pentru că este așa apatic, că nu are putere, după ochi se cunoaște că este bolnav și acum stă în pat, se uită la desene, i-am dat să bea și apă.
Și ieri, deși avea febră atât de mare, parcă era mai energic decât astăzi. Dar mă bucur că totuși a început febra să cedeze. Și să vedem și mâine. Oricum, mâine nu o să-l duc la grădiniță, îl țin acasă pentru că vreau să se refacă complet, să fie bine până să meargă la grădiniță. Și în funcție de ce temperatură va avea mâine, o să văd dacă mă duc la muncă sau dacă nu. Dacă îi crește iar temperatura mare, o să sun să anunț că nu mă duc pentru că am copilul bolnav și nu pot să-l las așa în starea asta. Și da, să vedem până mâine cum mai evoluează lucrurile. Iar acum să-mi bag și eu prosoapele la spălat, pentru că am, deci cred că vreo 3 ture trebuie să spăl astăzi, dacă nu 4, pentru că am și lenjeria de pat de spălat, am schimbat-o aseară. Și da, trebuie să spăl și lenjeria. Vrem să facem acest puzzle acum. Este cu mașina de gunoi și cu... Mașina din aia Da, și cu mașina roșie aceea, așa este, da. și aia adică Da, uite și cu copii, vezi? Hai, îl aia e facem? pașcu Hai să-l facem. și aia e cu portocaliu Ok, poți să scoți și piesele, cu așa? portocaliu Da, și cu portocaliu, și cu galben, cu și cu portocaliu verde. Ia și uite cu ce culori galben frumoase are. și cu verde Poți să scoți piesele, te rog? Da. Haide, scoate piesele. Așa. Așa, da. Bravo! Good! Ok. Acum, hai să le întoarcem invers. Așa, ca să vedem cum vin. Mami ți le întoarce invers și tu faci puzzle-ul, da? Așa. Unde să le pun? Uite, le pun și pe aici, așa. Așa, și astea două. Și asta. Ok, ia să vedem cum face Edi puzzle. Și mami face. Și mami face cu tine. Hai să facem amândoi. Deci, de ce nu merge lipic? Păi nu, că nu se lipește. Trebuie să îmbinăm piesele. Hai să vedem. Așa, mai departe, Weitermachen. Și mami face. Uite, eu iau piesa asta de aici, așa. Da, și eu iau piesa. Foarte bine. Și ca. Așa. Hai să vedem ce se aude. Se aude de pe pat, nylonul. De ce mai A pus mami nylonul, că aseară, din cauza că ai fost răcită, ai făcut piș un pat. Și ca să nu se udă patul, am pus peste noapte nylonul. De ce mai Las că după aia îl dăm jos când te faci bine. Da? Ok, mai departe. Acum și îmbolnăv, Da, atunci, mai iubirea mea, așa este. Și când te faci bine, îl luăm jos. O mușcă. Muscă, avem o muscă. Ce? Da? Ține între noi, Oh! ăștia noi. Hai să facem puzzle-ul în continuare. Da. Hai să vedem ce... Așa. Așa. Bravo! Gut gemacht! Te mami pune piesa aceasta. Și pune piesa așa, așa. Așa. Și mami face
Așa, și mai avem puțin și facem chenarul, uite, vezi? Mai ne trebuie 3 piese. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da, după aceea vom face interiorul, da? Așa. Acum, aia. Așa. Zercute de... Ok, acum facem interiorul, da? Bun. Ia să vedem. Ia să vedem. Asta nu e de aici. Mami, da. Asta este acolo. Oh, de acolo, mulțumesc de ajutor. Uite, vezi? Știi mai bine decât mami. Știi mai bine. Da, așa este, știi mai bine. Bravo. Și mami face. Și mami face. Acum, aia care strânge în aia mizerie. Strânge mizeria? Da. Da. Ca să fie curățenie, da? Dacă nu fie curățenie. Dacă nu e curățenie, nu e bine, pentru că se adună gunoaie multe și am ajunge să trăim într-o lume plină de mizerie și de gunoaie și ne-am îmbolnăvit de la atâtea gunoaie. De aceea trebuie gunoiul să îl aruncăm la coșul de gunoi, nu-l aruncăm pe jos. Bine? În natură. Natura trebuie protejată. Bravo! Uite ce frumos ți-a ieșit! Îți place? Și mie îmi place cum a ieșit. Acum că Edi doarme, mi-am făcut un 3-in-1. De fapt, varianta latte, cred că este noua prută de la Jacobs, nu știu. Și am această pâinică cu ciocolată pe care vreau să o mănânc. Și o mănânc acum pentru că Edi doarme. Pentru că altfel nu aș putea să mănânc dulce, ar trebui să-i dau și lui. Și mi-a cerut astăzi dulce, dar ca să nu-i dau, i-am dat stafide în loc de alte chestii nesănătoase. I-am dat stafide pentru că sunt mult mai sănătoase și așa a satisfăcut și pofta de dulce. Și pentru că trebuie să mai fim și productivi cât timp doarme Edi. Tati merge la somn și mami face treabă. E corect? Nu prea. Ce vom face noi acum? Eu voi face o supă de legume cu tăiței pentru Edi, pentru că ieri am mâncat supă cremă de roșii și ca să nu mănânce același lucru și astăzi vreau să-i fac o supă, să se hidrateze. Vai, dar ce modest ești, dragă! Și Cipri va face... Ce vei face? Hai zi tu! Dur! Hai zi! Ce vei face? Te dormi, dorm de seară! Zi! Ce vă? Păi ce, ce vrei să gătești? Nu știu. Nimic. Nu mai gătești nimic. Dar nu știu ce vreau să gătesc. Pește. Pește la cuptor cu păstrăv, nu? Da. Păstrăv. Pește la cuptor cu cartofi prăjiți făcuți în cuptor. Ca să fie mai sănătoși. Și mămăligă. Și mușdei de usturoi facem. Și mușdei de usturoi, ca să ne pupăm. Puțin, da. Să mirosim așa, ne dăm un daf din ăla, ci că pupăm o de proteină, da. Da. 25 de grame de grăsime. Fără zahăr. Peștii. Paște. În 2, 3, 4. Iar aici eu fac supa, am pus legumele la fiert și fac într-o tratiță mică, pentru că nu o să mănânce de prea mult, sunt sigură, dar și o dată sau de două ori dacă mănâncă e ok, iar restul să mâncăm noi, așa că n-are rost să fac o porție mare ca să nu o aruncăm. Bucătarul șef în acțiune. Ce curat sunt. Îmi place. Asta nu este. E real. A fost mai scump puțin. Da, mai scump, real.
magazin. Dar mă refer și față de postul normal, pentru să curățați strâng, să se place. Da. E bine, nu mai te ascult pe tine de o treabă, așa? Și s-a mai terminat încă o tură de rufe. Ia să le scot. Le pun peste astealalte. Iubi, și te duci mai încolo cu ele jos, da? Să le întinzi. Ce o să fac dacă nevasta de urmă? Păi, așa trebuie, să asculți de nevastă. Ok. Cum asezonăm peștele? Cu amestec de condimente? Naturale. Da, naturale. Nu au... Da. Nu au deloc chimicale prin ele, ceea ce e ok. Usturoi, piper, sare, ceapă granulată. Adică ceapă uscată. Și era pachetul cu condimente în punga de cu pești. Și ceea ce e ok că e natural, pentru că de obicei mai au și chestii prin ele. Euri sau... Fără nitrați, fără chestii. Da. Asta mi-a plăcut. Ok. Un punct în plus. Să mă privire de... Frumusețe preistorică. Adică, nu, trogloditule. Iubi, eu cred că noi doi avem o relație ciudată. Ori suntem noi ciudați, ori suntem speciali. Tu ce zici? Speciali? Da. Și ca sună mai frumos. Așa-i? De ce nu? Te spune și o lămâie. Și legumele mele încep să fiarbă. Ceea ce e ok. Așa, așa, cu putere, cu putere. Cu grijă, dragă. Cu grijă, oh. Și o să arate frumos, nu? Mhm. Este bune de aromă. Vreau să vă întreb ceva. Vedeți aici la aragaz, la plita asta, cum este? Cred că mi-a căzut ceva aici și s-a ars. Și am tot încercat să scot arsura asta cu tot felul de soluții de curățat. Însă nu am reușit, s-a mai dus din ea, dar tot a mai rămas. Și nu știu cu ce să o îndepărtez. Dacă aveți idei, vă rog frumos să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Mă gândeam să încerc cu bicarbonat de sodiu și cu lămâie. Pentru că asta nu am încercat și mai vreau să mai încerc cu ceva. A, cu oțet. Oțet și nu mai știu ce. Ce nu mai știu. Cipriotul meu. Că așa îi mai zic, cipriot. Cipriot. Așa? Stai puțin, te rog. Aici? Și așa cum urmează să introducă peștele în cuptor. Și așa acum ce faci, mămăliga? Da, nu? Că dacă e la cuptor peștele, nu poți să faci... Bine, că mai târziu. Da, să fie cald. Când se trezește, de cum să mănânce și ea. Păi, cred că o să fac peste vreo 10 minute mai de cartofi. Asta nu trebuie să te amă jumătate de oră, 40 de minute. Ok. După am apuc de cartofi. Și cât îi bag la cuptor, fac mămăliga. Bine. Și așa te miști tu. Sus. Bye bye. O adu foarte tare. Ce să da? E să aduci hainele uscate, te rog, de jos. Cred că sunt vreo două coșuri sau ceva. De ce? Da, bine, scriu.
S-a trezit Eddie. Așa că Cipri continuă ce mai e de făcut la supă. Și a vrut să te vadă. Nu? Mami! Eddie, sunt tati. Nu! Da, da, da. Așa face. Stai să văd că nu mai știu la asta. Aici trebuie să dau cu mâncet sau la șură? Poți să dai, da, un pic mâncet. Așa. Ok. Și acum vreau să-i dau... sirop de tuse, pentru că tușește și mi-a cerut sirop de tuse. Mi-am curățat și nasul. Și acum am dus să stau puțin lângă el până se trezește bine și nu mai este morocănos. Închizi tu, te rog. Mersi. Ok, mă duc. Ce-am primit Edile de la Nașa și de la Nașu. Uite ce pachet ai primit, vezi? Așa, te ajută tati dacă ai nevoie de ajutor. Bă, pe aici și tăi așa. Uite așa. Și tăi drept în sus așa. Poate să desfaci mai tare un pic. Așa, acum încerc. Așa, bravo. Și acum aici. Și acum trage. Trage tare de asta. Și acum tai aici un pic. Așa. Și trage. Și uite și aici un pic. Ca să poți să desfaci. Așa. Și acum trage tare. Ca deoparte. Să ne ceapă, ce-i acolo? Peek-a-boo! Ia să vedem! Scoate, asta prima dată, uite! Scooby-Doo, pantalon cu Scooby-Doo! Wow, super! Ai primit hainițe! Aaa, covriș de Buzău! Aaa, da, ce fain de când am mai mâncat! Să ne ceapă, wow, hainițe! Scooby-Doo, aaa, ce faine! Da! Super! Wow! Astea trebuie să ți le așeze mami în dulap. Să le împachetăm și să le punem în dulap. Poftă bun! Poftă bun! Oi! Asta cred că e pentru mami. Și eu cred. Da, că e... aaa, ce faine! Uite, cine e, ce ai din? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ariel și Tiger. Pantaloni. Ce fain sunt. Și o geacă. Wow. Din aia de fâși, asta e călduroasă. A, iubirea mea. Uite ce frumoasă e, ce bine stă cu ea. Wow, super. Trebuie să punem poze în ea. Covriș de Buzău. Preță. Ce? Cârnaț. Am crezut că e slănină. Prima dată am crezut că e slănină. Slănină? A, uite și slănină. În cazul în care ți era poftă, uite, vezi ce ai primit. Pentru fiecare a pus ceva. De? Mati, a, ce frumos, e mărțișor. Primăvară frumoasă. Ce faină e. Mulțumim, Nașa, hai să-i spunem mulțumim. Nașa și Nașu. Mulțumim pentru pachet. Hai să desfacem. Vrei cărnăcior? Vrei să desfacem covrigii, să mâncăm un covrig? Nu. Știi ce bun sunt? Hai că ți-aduce mami supă, că am terminat supa. Să mănânci puțin ca să-ți treacă răceala asta, bine? Da, dar sigilați-o după. Păi, nu, ca să ajungă bine. Ok, eu mă duc să-i pun noi de supă. Dar cum de trimis Lena și Cârnați? Poftim? Cum de-a trimis Lena și Cârnați? Păi să fi gândit că ți-e poftă. Eu nu i-am zis nimic. Nu? Nu, vai. Nu, unde ai făcut?
M-a întrebat dacă vreau să-mi trimită ceva anume, dar nu, nu i-am zis nimic. Mmm, ce bine vreau să... N-am mai numit. Ar fi de plășcoi, sau? Nu cred, e fumat. Dar s-a fumat. Da. Ce cai de muncă până ajungi la ei? Da. Deci miros exact ca de la sare, de la... Mm. Eu vreau să încerc covrigii, să văd. Mi-e poftă. Ok, gata, mă duc să-i pun medii supă. Și mâncarea este gata. Avem așa, mămăligă, mujdei de usturoi cu smântână, foarte bun. Peștele de la cuptor cu lămâie, 3 porții. Dar Eddie tocmai mi-a zis că el nu vrea să mănânce, pentru că am mâncat supă și am mâncat jumătate de bol de supă, așa că sunt mulțumită. Credeam că nu o să mănânce deloc, dar bine că am mâncat și jumătate de castron de supă. Și mai trebuie să vină și cartofii, care încă sunt la cuptor. Și cartofii la cuptor sunt gata. Un rezultat spectaculos. Suntem bucătărie, am venit să fac încheierea la acest vlog aici, deoarece dincolo băieții se uită la desene și după ce am mâncat ne-am pus toți trei în pat, de fapt pe canapeaua din sufragerie și ne-am uitat la Taio, micuțul autobuz, pentru că mâncasem atât de mult încât simțeam că explodez, dar mi-a plăcut ce am mâncat, mi-a fost și poftă și aș mai fi mâncat pentru că nu mi-am terminat porția pe care o aveam în farfurie, dar nu mai puteam, efectiv simțeam că mi explodează burta, așa că ne-am pus toți trei în pala de sene. Asta am făcut până acum și deja afară stă să se întunece, așa că eu vreau să fac încheierea acum pentru că nu cred că vom mai face nimic altceva. După aceea la fel o să mă pun lângă băieți în pat să ne mai uităm puțin la desene, iar mai încolo vreau să îl și culc pe Eddie. Se simte mai bine Eddie, după ce s-a trezit, de fapt de când s-a trezit în această dupămasă, febra a început să cedeze și a scăzut destul de mult. Ultimele două dăți, când i-am luat temperatura, avea 38 cu 1 intrarectal, deci deja nu mai avea febră pentru că asta nu mai este febră. Am mâncat și supă, după cum v-am zis, o jumătate de bol de supă, am mâncat niște cartofi în aceea focus la cuptor de cipri și deși a scăzut febra, parcă acum a început adevărata răceală în sensul că a început să-i curgă nasul, are nasul înfundat și deși îl curăț cu aparatul și nu numai cu aparatul, își suflă și nasul, dar atunci când nu este suficient îl curăț și cu aparatul, tot îl are înfundat, dar mă bucur că a scăzut febra. Și pe mine în general nu mă sperie febra la copii, chiar dacă este 39 sau 39 și ceva, pentru că știu că atunci când copiii au febră, nu este un simptom rău, din contră. Febra este un mecanism de apărare a organismului care de fapt îl ajută, luptă împotriva infecțiilor și a microbilor. Însă aseară, când, după ce am venit de la spital și am văzut că are temperatură 41,1, atunci într-adevăr m-am speriat pentru că el niciodată nu a avut temperatura asta și m-am panicat puțin. Însă se pare că tot răul a fost înspre bine pentru că acum nu mai are febră deloc. Și da, să vedem și mâine cum se mai simte, cum evoluează. Și cam acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Mâine nu cred că o să fac vlog, pentru că mâine îl simt pe Eddie acasă, nu-l duc la grădiniță, ci vreau să fie la muncă. Și mi este cam greu să filmez în cursul săptămânii, mai ales dacă sunt și cu Eddie acasă, pentru că trebuie să mă ocup de el.
Iar dacă Ciprii nu este să mă ajute, atunci îmi este puțin mai dificil. Și vreau să mă ocup mâine de Edi, să mă joc cu el, dacă tot suntem acasă amândoi, să petrecem timp împreună. Așa că mâine nu cred că o să filmez, dar ne revedem în următorul vlog. Vă pup, noapte bună, pa, pa!